Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vorbim un pic despre tentativa de furt a banilor pe care cetățenii dau la pilonul 2 de pensii. Ieri dimineață, probabil că ați văzut în proiectul cu măsurile fiscale pe care guvernul urma să-și asume răspunderea, a apărut așa de nicăieri o prevedere care nu fusese prezentată anterior, nu fusese dezbătută nicăieri, nu fusese discutată de nimeni pe niciunde. Potrivit acestui amendament, 8 milioane de cetățeni români ar fi urmat să depună în scris cereri pentru a rămâne contributori la pilonul 2 de pensie. În lipsa acestei solicitări scrise, nominale, banii ar fi urmat să fie virați la fondul public de pensii. Și de acolo, Dumnezeu cu milă. Adică, o naționalizare mascată, un furt pe față, ca să spunem lucrurilor pe nume, pentru că e greu de crezut că milioane de oameni ar fi urmat să se repeadă acum la cine știe ce birouri să declare în scris că ei vor să rămână la pilonul 2 și termenul era oricum limitat. Adică proiectul prevedea data limită de 31 martie 2024. Aici aș vrea să fac o paranteză ca să explic cum funcționează sistemul acesta cu pilonul 1 și pilonul 2 de pensii. Mulți dintre dumneavoastră știți lucrurile astea, dar e bine pentru cei care nu știu sau nu înțeleg. Iată, deci, pilonul 1 de pensii înseamnă pensii publice, pensiile de stat. Pilonul 3 de pensii, că există 3, ăla sunt pensiile private pe care și le face oricine dacă vrea. Adică dacă vrei, îți mai faci tu o pensie privată suplimentară pe care dai cât vrei. Pilonul 2, între acestea două, înseamnă pensii private suplimentare pentru care cetățenii nu plătesc nimic în plus. Adică, din contribuția de asigurări sociale care se reține obligatoriu la plata unui salariu, plata legală a unui salariu în această țară, cea mai mare parte o ia statul și o foarte mică parte merge la fonduri private, care administrează acești bani ca pe niște investiții. Deci, în prezent, un angajat virează mas o menos, mă rog, mare, virează 20%, să zicem, asta e, virează 25% din salariul brut la pensii, sub formă de contribuții de asigurări sociale. CAS ar trebui să apară pe fluturașul de salariu. Din acești 25%, 21,25% merg către sistemul public de pensii, adică pilonul 1, iar 3,75% merg către pensiile private, pilonul 2. Adică, mai clar, la un salariu de 10.000 de lei brut, de exemplu, angajatul va lua net mult mai mic, pentru care de plătit o mulțime de hangarale, dar o parte din aceste hangarale reprezintă această contribuție de asigurări sociale, de 25%. Deci, 10.000 de lei brut, 2.500 de lei merg pentru pensii, 2.125 de lei îi ia statul, 375 de lei ajung la fondurile private. Pentru că dacă n-ar exista pilonul 2, statul ar lua toți banii. Bun. Diferența fundamentală este că banii pe care ia statul devin ai statului. În timp ce banii care ajung la fondurile private la pilonul 2 rămân ai contributorului, rămân ai noștri. Adică fondurile respective doar administrează acești bani. Banii ăștia din pilonul 2 pot fi inclusiv lăsați moștenire, ceea ce nu se întâmplă cu banii dați la fondul public de pensii. Deci aia sunt proprietatea noastră. Banii dați la stat, drept contribuție, nu mai sunt ai noștri, ei devin ai statului, care administrează cum știe și cum poate și cum știm că o face, adică netransparent și ineficient și plătește celor care încasează pensia acum. Adică noi când dăm contribuția de pensii, nu dăm pentru pensia noastră. Dăm pentru pensia celor care sunt în plată acum, pentru pensionarii de acum. Nouă celor care muncim, dacă ajungem la pensie și când ajungem la pensie, vom primi pensie de la statul român, de la cei care vor plăti atunci, câți vor mai fi ei. Bun. Și, apropo, tocmai pentru că statul este un foarte prost administrator, procentajul care trebuia să meargă la pilonul 2 trebuia să crească treptat. Încă din 2018 ar fi trebuit să ajungă la 6%. Da, și a rămas la 3,75. A mai crescut, a mai fost redus, a mai scăzut, pentru că statul a tot amânat creșterea. Asta nu se poate desprinde de banii luați de la cetățeni. Bun, și să revenim la oile noastre, la oile din Parlament, ca să zic așa. Deci, a ieșit un scandal monstru când a fost identificat de unii parlamentari amendamentul acesta infracțional, prin care banii din pilonul 2 ar fi urmat să fie naționalizați
masca. Și liberalii au reacționat vehement, nu doar ei, în general opoziția au reacționat vehement, au făcut declarații indignate, PSD a dat dezmințiri, liderii partidului au spus că ei nu știu de unde vine acest amendament, despre ce e vorba, nu știu care este treaba. Și în cele din urmă, că scandalul era prea mare, liderii coaliției au trebuit să identifice și au identificat un țap ispășitor. În cazul ăsta, mă scuzați, o capră ispășitoare, pentru că este o doamnă secretar de stat de la Finanțe, pe care au dat vina și au spus că dânsa a băgat amendamentul în proiect cu de la sine putere. Ceea ce, cum să spun, cam de pe la grupa mijlocie din grădiniță nu mai poți să înghiți o asemenea gogomanică. Cine își imaginează că o funcționară oarecare poate decide de capul ei naționalizarea 103 miliarde de lei? Că atât are fondul, că atât are pilonul 2 de fonduri în momentul ăsta. Vreo 21 de miliarde de euro. Banii de pensie privată, banii privați, proprietatea peste 8 milioane de români. Oi, o doamnă secretar de stat dânsa a băgat acolo. Mă înțelegi? Ce vrăjeală? Deci, bun, și dacă ar fi așa, păi doamna asta, pescaru, ar fi, cum să, ar trebui să fi fost dată deja afară și cred că deja dată în judecată că a încercat să fure bani în felul ăsta, nu? Dar acum nu o să-i se întâmplă nimic, o să vedeți. Deci asta spune. Bun. De altfel, după ce a izbucnit scandalul pe culoarele Parlamentului, PSD-iștii îi acuzau pe liberal că au scurs în presă amendamentul ăsta, special ca să-l pună pe Marcel Ciolacu într-o lumină proastă. Iar liberalii îi acuzau pe PSD-iști că au încercat să strecoare șmecheria asta îngrozitoare, tentativa asta de furt, că au furișat în proiect o nucleară socială și fiscală fără să vorbească cu ei deloc. Dar, pe de altă parte, planul ăsta există, cum să spun, aici PSD are cazier. Adică planul ăsta de a fura 100 de miliarde de lei este o obsesie veche a PSD. Goarnele politice și mediatice ale lui Liviu Dragnea au dus o campanie furibundă de propagandă și manipularea românilor în urmă cu vreo 5-6 ani, dacă țineți minte, încercând să obțină sprijin popular pentru o măsură practic identică. Românii se declară înscris că vor să contribuie la pilonul 2. Cine nu? Banii la stat. Rechiziționați. Bă, care o fi problema PSD cu pensiile private de stat, numai cu ochișorii după banii românilor? Ce-i roade pe acești lideri politici? Poate faptul că pensiile administrate private au randamente bune, iar oamenii observă asta și observă că în timp ce statul care le ia bani e mereu în pagubă, fondurile private sunt profitabile. Singurul an în care fondurile din pilonul 2 au scăzut a fost anul trecut, când au avut inflație record. Dar paradoxal, o bună parte a scăderii a fost determinată tocmai de faptul că, ca să fie garantate și super safe, fondurile acestea din pilonul 2 sunt expuse pe titluri de stat. Ori titlurile de stat au avut dobânzi negative, practic, în raport cu inflația. Deci tot statul este aici, de fapt. Și peste toate, bă, mi se pare îngrozitor că toată lumea trebuie să stea mereu în alertă când e PSD la guvernare. Asta mi se pare înspăimântător. Bă, cum nu ești atent o clipă, pac, ordonanța 13? Mai închizi ochii, nițel, deci ordonanța 13, legiferarea corupției. Pac, vin cu ordonanța 114. Suprataxarea marilor investitori din România, de a căzut bursa. Sau IACA, pac, tentativă furișată de naționalizare a 21 de miliarde de euro banii cetățenilor la pilonul 2. Orice, orice, bă, numai să nu scape din bot, prăduia din dinți, din colțișori, prăduia la banilor publici. Zici că trăiești cu hoții în casă. Zău așa. Și nu chiar în ultimul rând. Bă, cum, Doamne, iartă-mă, ca să nu zic mai rău, am început noi discuția asta despre eficientizarea și reducerea deficitului public. Am început acum 3 luni cu discuții despre cum se reduc pensiile speciale în țara asta și am ajuns 3 luni mai târziu să ne întrebăm, să ne îngrozim de tentativa de furt a pensiilor private ale românilor. Cum am ajuns aici? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.